Stimați telespectatori, dragi noștri prieteni, mă bucur că suntem din nou împreună la ora de studiu biblic și vă spun un călduros bun venit! Religia biblică, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, este caracterizată de blândețe. Cu toate acestea, foarte puțini oameni manifestă blândețe atunci când sunt provocați. Blândețea nu este o trăsătură de caracter cu care ne naștem, ci este roada Duhului Sfânt, așa cum găsim scris pe paginile Sfintei Scripturi, este puterea lui Dumnezeu pe care o primim ca să putem face față, să putem rezista în cuptoarele încinse ale acestei lumi. Este un studiu care ne vorbește într-un mod personal, tuturor. Vă invit de aceea să rămâneți alături de noi. Elida și Daniel, după o scurtă pauză, mă bucur să vă spun din nou bun venit în studio! Și noi ne bucurăm să vă salutăm împreună cu cei care ne ascultă și sunt împreună cu noi prin acest canal, prin acest mediu. Bună găsit! Este chiar o bucurie că putem să dezbatem studiul acesta care vorbește despre blândețe. Cuvintele blând și blândețe nu sunt prea des folosite. Le întâlnim doar poate când vine vorba de Moise, că a fost cel mai blând om de pe fața pământului, sau când vorbim despre fericire, acolo în Matei 5:5, unde vorbește despre ce ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Cum să înțelegem blândețea din perspectiva biblică? Pentru că în societatea postmodernă, cuvântul acesta are o altă conotație. Am avut, când eram adolescent, așa un fel de vorbă pe care am auzit-o și mi s-a părut că are o sămânță de dreptate în ea, și anume că atunci când ești bun sau blând, oamenii te consideră mai fraier sau, nu știu, îți iau, folosesc slăbiciune sau este folosită ca o slăbiciune. Când citești în Sfânta Scriptură, îți dai seama că este o caracteristică, o roadă a Duhului Sfânt, o amprentă a lui Dumnezeu în viața oamenilor și nu este o slăbiciune, ci este un punct tare, pentru că este greu să rămâi blând într-o societate care accelerează, într-o societate în care oamenii se jignesc unii pe alții, într-o societate în care răutatea, răzbunarea, metodele acestea umane de a rezolva problemele sunt acide și pline de tărie și de furie. Blândețea este caracteristica lui Dumnezeu pe care, dacă o experimentezi, îți poate schimba perspectiva vieții, și chiar dacă nu este pe pământ, cred că este într-adevăr o discrepanță. Nu va fi întotdeauna, caracteristicile lui Dumnezeu nu vor fi întotdeauna apreciate de oameni, dar vor fi întotdeauna asemănarea cu Dumnezeu, asemănarea noastră cu Dumnezeu. De aceea, nu avem cum să stabilim coordonate perfecte ale unor caracteristici ale lui Dumnezeu în lumea noastră, pentru că lumea a dezvoltat și alte caracteristici, dar cred că sunt micile noastre ocazii de a ne asemăna cu Dumnezeu. Așa este, poftim? Este adevărat, așa cum ați spus, că mai puțin poate în Vechiul Testament se face referire la blândețe, poate ca o caracteristică a lui Dumnezeu sau în mod indirect. Însă Noul Testament și în mod special scrierile Apostolului Pavel includ de foarte multe ori blândețea ca o trăsătură a vieții creștine practice. Noul Testament este un ghid practic al viețuirii creștine, în care ne spune să fiți îmbrăcați cu răbdare, cu îndelungă răbdare, sau și apoi blândețea. Blândețea este una dintre acele trăsături, acele caracteristici practice ale viețuirii creștine pe care Pavel o include în toate epistolele sale. Dintre versetele sau dintre sfaturile Apostolului Pavel legat de blândețe, mărturisesc că personal versetul meu preferat legat de blândețe este cel din Iacov 3:13, care spune: cine dintre voi este înțelept și priceput, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Expresia aceasta, blândețea înțelepciunii, mi este tare dragă.
mi se pare că are atâta noblețe, pentru că, așa cum spunea soțul meu, blândețea uneori este văzută ca o trăsătură sau o caracteristică a naivității. Da? Și noi spunem, e mai slab de înger sau e, dacă e o persoană mai blândă sau mai răbdătoare sau... Însă, îmi place mult expresia aceasta folosită de Apostolul Pavel, blândețea înțelepciunii. Cineva care este înțelept și totuși este blând. Și Biblia spune frumos să fim înțelepți ca șerpi, dar blânzi ca porumbei. Această combinație de înțelepciune cu blândețe, cred că este o trăsătură unică a oamenilor care au o legătură personală cu Dumnezeu. Pentru că, da, poți să fii blând și, așa cum spunea soțul, să fii la drept naiv, sau poți să fii doar înțelept în felul acesta, nu înțelept ce aș spune, să folosești înțelepciunea ca un mod de a te mândri, deși cineva mândr nu poate fi înțelept, dar, mă rog. Însă combinația aceasta dintre înțelepciune și blândețe mi se pare extraordinară în Sfânta Scriptură. Da, așa este și cred că aceste trăsături ale caracterului Domnului Hristos, chiar dacă, așa cum spunea și Daniel, nu sunt apreciate de oameni, totuși ele ies în evidență și oamenii văd și apreciază aceia care știu să aprecieze lucrurile valoroase. În contextul studiului trimestrial cu Hristos în cuptorul încercării, studiind despre suferință, care vedeți că este relația dintre suferință și blândețe? Reacția oamenilor poate să fie cu blândețe în cuptorul încercării. Nu întotdeauna înțelegem corect cuvântul blândețe. Ce încărcături este în spatele, cum arată un om blând? Despre ce este vorba? La ce ne referim atunci când vorbim despre blândețe? Pentru că avem cuvinte separate, bunătate, avem răbdare, avem dragoste. Dumnezeu alege să folosească și un cuvânt separat de toate acestea, care se cheamă blândețe. Blândețea este întotdeauna asociat cu reacția și un răspuns blând, și vorbim despre modul acesta în care o persoană poate să aibă o încărcătură plină de bunătate, de iubire, în vorbă, în purtare, în privire, în tot ceea ce ține de el, chiar dacă este agresat, chiar dacă este supus unor situații neplăcute sau reacția lui încărcată de dragostea lui Dumnezeu, care încearcă să-i vorbească celuilalt, aceasta este blândețea. Poate că aș face pentru prima oară un fel de caracterizare a blândeții, cred eu că este expresia dragostei. Dragostea o ai în interior, dar modul cum o exprimi este blândețea. Da, foarte bine. Da. De aceea cred că în cuptorul încercărilor sau în mijlocul focului putem să vorbim despre blândețe ca fiind o caracteristică clară, doar bazată pe Dumnezeu, pentru că nu prea poți să exprimi iubire și bunătate când cineva îți face rău. Nu prea poți să reziști presiunilor care sunt psihice, fizice, de mai multe nuanțe, decât doar dacă ești atins de dragostea lui Dumnezeu, atunci poți să și o exprimi. Blândețea are de-a face cu exprimare. Nu poți să spui despre un om că este blând până când nu a vorbit, n-a privit, nu a fost în persoană. Pentru că asta nu este doar în interior, nu este tăcută. Blândețea se exprimă. Să înțeleg că blândețea este o formă exterioară, vizibilă a dragostei. Mm-hmm. Pentru că fiecare spunem, eu iubesc pe aproapele meu, dar trec mai departe atunci când. Sau eu îl iubesc pe Dumnezeu și când trec prin încercare mă revolt. Însă blândețea este partea vizibilă a dragostei. Foarte frumos explicat, poftim. Și într-adevăr, așa, aș întoarce la întrebarea care a fost, care este relația dintre suferință și blândețe. Într-adevăr, există o relație foarte strânsă între dragoste și blândețe. În același timp, între suferință și blândețe există o relație pe care mi-e drag să o văd din exemplu Domnului Iisus. Și mă gândeam acum la versetul din Isaia 53 cu 10.
care spune Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Văd aici blândețea ca o consecință a suferinței. Adică blândețea noastră este prelucrată în cuptorul suferinței. Domnul Iisus Hristos era blând și frumos prin același capitol ca un miel de adus, așa nu i s-a auzit, sau vocea lui nu s-a auzit pe ulițe. Este clar că era blând, însă îmi place legătura pe care o face Sfânta Scriptură între suferință și blândețe, când spune că Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință și apoi va vedea, după aceasta, după ce își va da viața ca jertfă pentru mulți, va vedea lucrarea Domnului propășind, adică așteptarea aceasta. Da, și-a dat viața ca jertfă pentru mulți și apoi suferința aceasta are ca rod blândețea de a aștepta, răbdarea de a aștepta ca să vadă, și blândețea aceasta care este un model pentru noi. Aceasta este relația pe care o văd eu între suferință și blândețe. Suferința unor ne smerește, nu ca și când Domnul Iisus Hristos a fi avut nevoie să fie smerit, mai smerit decât a fost procesul acesta. Este un model pentru noi ca și creștini. Aș vrea să adaug un gând că este cumva actual în urechile mele. A fost o tragedie de curând în România, când într-o familie o persoană cu dizabilități psihice a omorât 5 dintre membrii familiei ca urmare a suferinței, spune el, de-a lungul timpului, pentru că avea acest retard sau handicap vizibil cumva, ceilalți l-au tachinat de-a lungul timpului. A plănuit mult răzbunarea asta, iar suferința lui nu l-a transformat într-un om blând, ci suferința l-a transformat într-o fiară ucigașă care într-o seară, fără ca să aibă niciun fel de reacție, și ucide mama, tata, fratele, sora și o nepoțică. Pe toți în aceea seară. Este un lucru concret întâmplat în luna aceasta. Când realizez că prelucrarea situațiilor vieții în viața omului nu întotdeauna lucrează bunătatea și dragostea, răspunsul blând, chiar Matei capitolul 11 cu versetul 29 spune despre Domnul Iisus: învățați de la mine căci sunt blând și smerit cu inima. Dar vin în studiul nostru ca o caracteristică necesară. Suntem într-o lume plină de mânie, iar mânie este opusul blândeții, în care oamenii sunt obișnuiți să răspundă frustrărilor, necazurilor, suferinței într-un mod omenesc, și oamenii își ies din pepeni, reacționează, și dacă ne uităm în jur, este și justificabil. Chiar și părinții încurajează pe copii: de ce stai? Da? Dă și tu înapoi. Nu știu dacă ați văzut mulți părinți din ăștia, dar eu am văzut. Și reacțiile de a da erau și în timpul Sfintei Scripturi: ochi pentru ochi, da, mână dinte pentru mână, dinte pentru dinte. Lucrurile astea erau o reacție justificată. Oamenii credeau că este normal să răspunzi cu aceeași monedă cu care ți s-a făcut. Răspunsul blândeții în școala suferinței este o caracteristică dumnezeiască pe care o învățăm doar de la Dumnezeu. El este singurul, Domnul Hristos este singurul care reacționează în felul acesta, în ciuda faptului că lumea de atunci era o lume a războiului, o lume a răzbunării, o lume a justificării, și totuși Dumnezeu alege să se comporte total diferit și ne învață una dintre cele mai confortabile calități a sufletului uman, blândețea. Foarte bine ați explicat, și într-adevăr iese în relief că blândețea nu este ceva care ne aparține nouă, ci este lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Deci numai Dumnezeu poate ca să transforme o inimă, așa cum aminteați, într-o inimă blândă. Dumnezeu uneori ne frânge inima
prin suferințe, îngăduite ca să vină în viața noastră. Chiar dacă nu înțelegem noi de ce se întâmplă sau nu suntem conștienți că va dura sau cât va dura sau ce a vrut Dumnezeu, totuși știm că nimic nu scapă observației sale și nimic n-a scăpat de sub control. Metodele didactice în școala suferinței și modul cum noi ne raportăm la acestea pot atrage atenția celor cu care venim în contact, trezind interesul lor de a descoperi pe Dumnezeu dintr-o altă perspectivă, conform experienței lui Ezechiel. Care a fost scopul suferinței? Ce impact poate să aibă blândețea în suferință asupra semenilor noștri și în special asupra celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau poate au o înțelegere greșită cu privire la El? Experiența lui Ezechiel este una tulburătoare. Domnul îi spune așa: Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ai mai scump în ochi, dar să nu te jălești, nici să nu plângi și nici să nu scurgă lacrimile pentru ea. Și vorbește despre o situație, tot capitolul 24, începând la versetul 16, ne vorbește despre o pildă pe care Dumnezeu o oferă prin El ca profet oamenilor, dar El trece printr-o suferință despre care Dumnezeu îi spune să nu plângi, să nu vergi lacrimi, să nu te comporți omenește față de necazul care are să ți se întâmple. Asta o să aducă un șoc față de cum se întâmplă între oameni, cum reacționează oamenii și va trebui să înțeleagă de ce, cum poți să nu te comporți omenește. Experiența aceasta a lui Ezechiel este pentru mine încă un motiv în plus ca să reafirm ce am spus mai devreme, că blândețea este o caracteristică dumnezeiască. Omenește, suferința îți produce uneori mânie, frustrare, lacrimi, revarsă din sufletul omului multă durere. De multe ori suferința este îngăduită de Dumnezeu și pentru ca să cizeleze în noi aspectele care au fost greșite până atunci, care au fost rele până atunci. Nu știu dacă am putea să ne controlăm în așa fel încât să ne moară cineva drag. Asta i s-a întâmplat lui Ezechiel, i s-a întâmplat să-i moară soția, iar el să nu reacționeze în jale și în suferința aceea așa cum ar fi fost în mod obișnuit, ci a căutat să își coordoneze viața după voia lui Dumnezeu și să reacționeze așezat și înțelegând situația mai mult decât o înțelegeau ceilalți. Dar asta nu se poate decât atunci când te mână Dumnezeu, când îți vorbește Dumnezeu, când te controlează Dumnezeu. Și acum aș face o concluzie. Sunt două poziții în lumea asta. Când umbli cu Dumnezeu și viața ți este acordată după caracteristice și caracterul lui Dumnezeu, când auzi despre Dumnezeu, dar umbli tot după pământescul, firescul pe care îl avem în noi, o să observați că reacționăm omenește și firește. E o contradicție uneori. Adică citim despre Dumnezeu că este blând și smerit cu inima. Învățați de la mine, dar în comportamentul nostru justificăm reacțiile pline de mânie, de ură, de justificare. Și o contradicție în felul ăsta. De aceea cred eu că viața prin experiențele ei ar trebui să ne învețe mai clar cum să împrumutăm din caracterul lui Dumnezeu, cum să rămânem în planul lui Dumnezeu. Experiența lui Ezechiel a fost o pildă vie pentru oamenii din vremea lui. Nu mai avem pilde atât de clare printre noi, dar măcar cuvântul scris îl avem. Și bine ar fi ca să nu rămână acea parte scrisă acolo pe hârtie, ci să poată fi experimentată de noi zilnic. Cred că asta este chemarea noastră, ca noi să fim altfel de cum sunt ceilalți oameni. Și cei care într-adevăr au această trăsătură dumnezeiască, adică dacă ne orientăm după cuvântul scris, ar trebui ca să manifestăm aceste trăsături de caracter. Însă, în dorința de a ajuta pe oameni, uneori depășim granița și ajungem chiar la o epuizare fizică, emoțională, încât nu mai putem să fim de folos nici nouă înșine, damite celorlalți.
Cunosc cazuri concrete când persoane consacrate au ajuns în spital ca să se trateze, pentru că motivul erau sau pur și simplu s-au epuizat ajutând pe semenii lor. Lucrul acesta poate să cauzeze un prejudiciu lucrării lui Dumnezeu, implicându-l în ceva care el nu a intenționat ca noi să suportăm consecințele călcării legilor sănătății pe care Dumnezeu le-a dat. Să ne manifestăm, să spunem așa, fără respect față de aceste legi. Care este granița dintre a fi folosit de Dumnezeu pentru a ajuta pe alții și a ne epuiza de dragul lucrării lui Dumnezeu? A ne neglija pe noi înșine în favoarea lor. Cum poate să devină lucrul acesta cumva o capcană pentru a călca legile sănătății și astfel să săvârșim un păcat, fiindcă și călcarea acestor legi ne poate duce acolo. Pe de altă parte, cum putem să înțelegem mai bine că Dumnezeu este planul lui Dumnezeu ca să ne folosească pe noi ca niște canale vii prin care să reverse binecuvântările cerului, să le canalizeze spre alții și în felul acesta oamenii văzând, privind la noi, privind la modul cum ne comportăm, ei să se întoarcă la Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun este că și probabil ascultătorii noștri știu adevărul acesta, că noi ca oameni ne trecem oricum. Suntem condamnați la moarte de când ne naștem, spunea cineva, și adevărat lucrul acesta. Uneori tatăl meu are o vorbă și zice, unii aprindem lumânarea la ambele capete prin felul în care prin ne epuizăm și așa. Așa este. În același timp, este, așa cum spuneam, este adevărat că viața trece oricum. Că chiar dacă ar fi persoane care s-ar așeza așa ca într-o bulă de, sau cum zic, și toată ziua, și sunt persoane, da. Citeam care de una zi de cineva care zicea, pentru mine nu există, bineînțeles sunt prea să scrie lucrurile acestea, nu există zi în care să nu am o oră de saună și o oră de masaj. Și mă gândeam, și mă uitam și mă gândeam... Tot îmbătrânit. Exact. Și de ceva o să murim, sănătoși și dintr-un acces, Doamne, nu știu. Vreau să spun că viața se consumă oricum, pentru toată lumea. Diferența o face cum îmi consum viața, o consum și pentru alții, sau nu sunt de acord să ne epuizăm fizic, să ne batem joc de sănătatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. În același timp, cred cu toată inima că oricât de mult m-aș îngriji ca om de sănătatea mea, de bunăstarea mea, oricât m-aș menaja, dacă nu mă menajează și Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu-și așează mâna cu binecuvântare, se termină și nu se termină bine. Dacă trag mai mult de mine decât ar fi normal, Dumnezeu poate totuși să-și așeze mâna și să suplinească. Spun lucrul acesta nu doar dintr-o experiență personală frumoasă în care uneori am impresia că nu mai pot și Dumnezeu suplinește printr-un lucru care pentru alții poate e un lucru mărunt, dar pentru mine înseamnă mult. Angajându-mă în slujirea altora sau în lucrarea lui Dumnezeu sau în lucruri care poate sunt în beneficiu altora, am găsit binecuvântări din astea, cum să zic, la de fiecare zi, da, într-un lucru care poate la cineva l-ar repuiza pentru că se ocupă cu lucruri mărunte, dar Dumnezeu a suplinit. Biblia spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Da, este o binecuvântare. Când nu mai trebuie să faci un lucru care este mărunt pentru că Dumnezeu a hotărât să-l facă pentru tine prin alte modalități. Mai simple, poate, sau mai... pentru mine... Exemplul lui Pavel, și Pavel spune la un moment dat, spune și în Filipeni 2:17, spune, chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură pentru voi, și același lucru îl spune în 2 Timotei 4:6, el folosește expresia să fiu turnat pentru voi ca o jertfă de băutură. În studiul în acest studiu, în săptămâna aceasta, scriitorul Oswald Chambers spune la un moment dat sau numește lucrul acesta pâine frântă și must turnat. Este cam același lucru pe care îl spune Pavel în, cu alte cuvinte. Să fiu ca o jertfă de băutură turnată pentru voi. Îmbătrânim.
Dar este tot, nu este tot una dacă sunt ca o jertfă turnată pentru binecuvântarea altora sau îmbătrânesc încercând să mă menajez și oricum anii se duc. Și aș încheia pledoaria aceasta, dacă se poate numi așa, prin versetul din Isaia 40:31, în care cred cu toată inima și care este făgăduința lui Dumnezeu pentru cei care riscă să se epuizeze lucrarea lui Dumnezeu, ca să zic așa, sau în slujirea altora. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Nu spune Biblia nicăieri că nu îmbătrânesc, nu spune Biblia că boala nu poate să vină la un moment dat, dar cred cu toată inima în Dumnezeul acesta pe care îl experimentez în fiecare zi, că deși nu este normal să dormim 3 ore pe noapte și asta să se repete în mod obișnuit, nu cred că Dumnezeu la asta ne îndeamnă, însă cred că dacă la un moment dat cineva are nevoie și tai din porția mea de odihnă și din porția mea de somn și Dumnezeu nu poate să se așeze mâna și să ofere sănătate și să ofere putere mai mult decât cafeaua de dimineață sau în locul cafelei de dimineață, aș spune, cred cu toată inima că făgăduința aceasta lui Dumnezeu, repet, oamenii lui Dumnezeu sunt oameni care îmbătrânesc. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni care se îmbolnăvesc, da? Și care și mor. Să contează dacă mor fiind o jertfă turnată spre binecuvântarea altora sau mor cocoloșindu-mă în zona mea de confort. Cred că Dumnezeu, și am experimentat lucrul acesta, în care mâna sa așa se așează cu binecuvântare și suplinește nevoile umane într-un fel în care, chiar dacă îmbătrânim, să ne bucurăm de binecuvântările Lui. Ați întrebat de limită și dacă există o limită a blândeții. Aș vrea să vorbesc puțin despre lucrul ăsta, foarte pe scurt, pentru că eu cred că există o limită a blândeții. Și de unde intervine și, cred eu, păcatul epuizării sau unde nu e necesar, unde nu ne cere Dumnezeu. Ați văzut că atunci când vorbim despre blândețe, vorbim și despre înțelepciune. Domnul spune, fiți înțelepți, dar și blânzi. Acum, asocierea celor două lucruri și textul pe care l-a citat din Iacov, care spune despre blândețea înțelepciunii, vorbește despre un aspect și anume blândețea, este exprimarea dragostei spre folosul aproapelui. O să observați că Sfânta Scriptură întotdeauna blândețea este exprimarea cu folos. Face spre diferent. Folosul celorlalți. Exact. Nu spre risipa celorlalți. Adică Dumnezeu îmi cere ca înțelepciune. Există două lucruri despre care vreau să vorbesc. Niciodată nu există risipă în dragoste. E totdeauna frumos să oferi acolo unde este nevoie. Sunt însă situații în care cineva nu are nevoie și noi simțim nevoia să facem. Simțim nevoia să adăugăm. Acolo cred că este o anumită limită, nu în a oferi, ci în nu a fi blând cu el, ci în a păstra pentru cine are nevoie, nu pentru cine nu are nevoie, pentru cine nu cere. Că sunt situații în care nu mai e nevoie. Și vorbesc și despre un alt lucru, și anume că mai sunt situații pe care le confundăm cu blândețea, dar nu sunt blândețe. Și aș vrea să vorbesc despre acest pericol în care suntem uneori dispuși să cădem de dragul apărării unei imagini personale. Și anume, este frumoasă imaginea de sine în care oamenii ne numesc buni, blânzi, că facem bine celorlalți. Și uneori, când facem asta dintr-un spirit de mândrie, că și asta este alimentarea unor nu a blândeții altruiste, care nu are niciun folos personal, care vine de la Dumnezeu. De multe ori oamenii sunt dispuși să facă sacrificii pentru imaginea lor. Acolo cred că nu e vorba de blândețe și acolo e o limită, adică aș separa. Dar vorbesc de comportamente asociate blândeții care ar putea să facă rău. Atunci când nu e necesar, Dumnezeu ne cere înțelepciune. Poate că n-ar fi pentru nimeni necesar să mă duc acum și să sacrific toată noaptea, având în vedere unele lucruri la care mă gândesc eu, dar
concret să nu fie nevoie. Dar să fie nevoie și să nu mă duc acolo, chiar e păcat. Iar un al doilea lucru, să fac unele lucruri, dar din mândrie, nu din blândețe. Adică din alimentarea unei imagini de sine pe care vreau să apară ca blând sau iubitoare, sau, dar e de fapt doar o imagine pe care o hrănesc. Iar în cultura creștină actuală, de multe ori nu prea este separarea între blândețea autentică și mândria blândeții. Cred că chiar mai mult sunt mai în categoria aceasta, mândria blândeții, da. Cad mai mulți, da. Din păcate. Da. Dar pentru blândețea de care vorbea soția mea, da. Nu cred că există o limită în exprimare. Dumnezeu oferă putere acolo unde este nevoie. Dar unde este doar hrănirea unei imagini de sine, normal că după o vreme nici eu nu mai sunt blând. Ați văzut că sunt o perioadă când nu mai corespunde cu interesul. Nu, da. Încă n-am ajuns să vă cunosc în perioada asta când nu sunteți blând. Mă refeream la situația în care este pusă, da, o persoană și nu este... Nu poți să-ți aperi totdeauna imaginea fără, da, să ai și scăpări. La un moment dat, când ești lucrurile. Provocat, dar da. Acolo nu e vorba de blândețe. Da, exact. Ca și în experiența poporului Israel din vechime și în viața noastră, Dumnezeu îngăduie ca să vină situații pentru ca să fie testată atitudinea noastră față de aceste situații. El ne aduce în legătură cu oameni care disprețuiesc harul lui Dumnezeu pentru că ei nici măcar nu știu că există acest har. Nu sunt conștienți, aș putea să spun. Modul cum noi interacționăm cu acești oameni însă poate că să-i conducă la o înțelegere corectă a lui Dumnezeu, chiar să le descopere acest har. Ce a făcut Moise pentru poporul răzvrătit și ce putem să facem noi astăzi pentru cei care ne greșesc și consideră că nu merită iertarea noastră? Știu eu, cum putem ca să, prin blândețea noastră, să, și aș putea să spun dezinteresată și fără mândrie, să le descoperim harul lui Dumnezeu? Îmi place cum este formulată întrebarea aceasta. Cum putem să-L descoperim pe Dumnezeu oamenilor prin atitudinea noastră? Deci, cred că este corect formulată. Nu de puține ori am auzit ideea aceasta, Dumnezeu mă pune la încercare ca să vadă dacă sunt credincios. Dumnezeu mă cunoaște atât de bine, încât Dumnezeu nu are nevoie să-i dovedesc eu cât de credincioasă, sau mai bine zis necredincioasă sunt. Dumnezeu îmi cunoaște limitele, îmi cunoaște punctele tari și mai ales punctele slabe. Și știe că aș cădea, știe cât de slab sunt și cât de nevrednic și cât de păcătos. Și Dumnezeu nu are nevoie să mă pună la încercare și nu mi-l pot imagina pe Dumnezeu și nici Biblia nu mi-l descoperă ca pe un Dumnezeu care ne duce în ispită ca să vadă cât sunt. Dumnezeu care este tot cunoscător, tot știutor, știe cât de nevrednic. Ce frumos spune psalmistul: Doamne, mă cunoști și când mă scol și când mă așez și când dorm și când oriunde merg, îmi cunoaște limitele. Însă, așa cum ați formulat întrebarea, Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea pentru ca să fim, spune Pavel, o priveliște, am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi descoperim caracterul lui Dumnezeu prin atitudinea noastră în fața oamenilor, a îngerilor, a întregului univers. Pe de o parte, așa cum spunea și soțul meu, încercările ne lucrează răbdare în noi și ne ajută să ne înțelegem singuri limitele noastre, pentru că de multe ori avem impresia că stăm bine cu Dumnezeu până vine o încercare și după aceea ne clătinăm și atunci înțelegem unde trebuie să mai lucrăm. Și pe de altă parte, ca să putem fi o priveliște pentru îngeri și oameni, pentru că altfel Satana sau Dumnezeu cât de frumos este gândul acesta că Dumnezeu se justifică prin atitudinea noastră în fața Universului. Uite, a meritat jertfa, dragostea mea, chemarea mea prin Duhul Sfânt. Pentru că omul acesta poate să fie o mărturie. Ideea aceasta atât de frumos o spune Pavel în Evrei 10 cu versetul 32 și 33 și spune așa: aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați ați dus o mare luptă de suferințe
Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor. Deci, pe de o parte, suntem priveliște în fața oamenilor, așa cum ați spus și noastră, suntem o mărturie în fața celor care l-ar bajocori pe Dumnezeu sau nu cred în puterea Lui sau nu cred în Dumnezeu. Și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia cu care care aveau aceeași soartă ca voi. Nu poți să fii mai aproape unui om decât atunci când treci în acea suferință. Și ce frumos este când doi oameni sau două persoane diferite, prin acea situație, cineva care crede în Dumnezeu este biruitor din lupta sau din încercare și altcineva descurajat. Uitați-vă în fața suferințelor, în fața morții. Cei care le au pe Dumnezeu au speranța învierii, au speranța revederii, cum reacționează și cei care, pentru care acolo, într-adevăr, este limita capătului. Și ca să fac concluzia la întrebarea pe care ați pus-o, aș răspunde sau aș încheia tot cu versetul, unul dintre versetele pe care le amintește Apostolul Pavel în Filipeni 4, cu versetul 5, el spune așa: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Acesta este modul în care îl descoperim pe Dumnezeu oamenilor. Ca să răspund la întrebarea noastră, rolul blândeței sau al suferinței care aduce blândețe nu este întotdeauna doar pentru mine. Este ca să mă îndrepte pe mine, să lucreze în mine blândețea, suferința în sine, dar să fim o priveliște pentru oameni. Și Pavel, ce frumos spune, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Și ocazia în care blândețea mea poate să fie cunoscută este prelucrată în suferință, dar la fel este și cunoscută în fața celorlalți prin suferință. Mai este un aspect. În Matei 5:44 spune: dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă ură și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Acesta este un text care sună foarte bine în teorie, dar nu degeaba se spune teoria că teoria practica ne omoară, pentru că la capitolul acesta foarte mulți cădem la examen când este vorba de practică. Cum putem în mod practic să ne arătăm iubirea față de cei care în mod intenționat ne supără, ne fac rău, ne șicanează, ne provoacă, aș putea să spun, necazuri? Pentru că a nu răspunde provocării nu înseamnă că le-am dovedit că iubim. Iar noi căutăm acum soluția sau modalitatea prin care chiar vrem să le dovedim că iubim. Să știți că ar merita uneori experimentat ceea ce spune Dumnezeu și eu cred că dacă vom experimenta practic, vom înțelege rezultatul unei reacții de felul ăsta. Atunci când cineva îți face un rău și reacționezi răzbunându-te sau mustrându-l sau măcar ducându-te la el și spunând: de ce mi-ai făcut așa, cum ai îndrăznit, ce s-a întâmplat și așa mai departe, reacția asta este umană, obișnuită, nu rezolvă nimic. Dacă ar fi să ne gândim chiar și omenește la un rezultat, ce vrem de fapt, ce înseamnă reacția noastră după ce ni se întâmplă o relaționare, cineva ne face un lucru rău, ce caut, ce urmăresc, ce vreau, atunci ar trebui să iau în considerare și că sunt copilul lui Dumnezeu. Și atunci când iau în considerare că sunt copilul lui Dumnezeu și că trebuie să reacționez într-un anume fel, clar mi se delimitează ce am de făcut. Pot să reacționez omenește și așa cum aș vrea. Uneori să mă răzbun, să caut și ocazia să-l prind și să îi arăt că este mai rău decât să folosesc argumente, că poate și el are slăbiciuni și greșeli și are și el cu ce să fie făcut de rușine și să-i spun și eu despre el ce cred și cum îl văd și când... Toate lucrurile astea nu mă fac decât la fel ca el. Nu îl ajută pe el cu nimic, nu mă ajută pe mine cu nimic și probabil că relația ar fi mult mai tensionată și n-ar fi rezolvată absolut deloc. Chiar și în familie. Când un soț și o soție ajung să se certe, contraargumentarea, acuzarea, niciodată nu rezolvă, ci doar e o descărcare a sufletului. E ca tunetele de la o ploaie, dar asta nu înseamnă că s-a încheiat, ci din contră, poate că aduc prejudicii pentru mai târziu pentru celălalt. Dar comportamentul acesta dumnezeiesc, pe care îl învățăm și din Isaia, și din ceea ce
făcea Domnul Iisus. Stabilește punte de relație cu celălalt. Când îi răspunzi cu dragoste un om care ți-a făcut rău, există premiza ca să te împaci cu el. Să poată să fie înmuiat în inima lui și să se rezolve situația. Relaționarea să fie din nou sudată, legată. Asta nu e o slăbiciune. Asta este înțelepciune. Și eu cred că nu ar trebui nimeni să se simtă călcat în picioare. Uite, am ascultat și nu, sunt convins că și poate noi ne-am exprimat în felul ăsta și pe alții am auzit. Mi-am călcat mândria și m-am dus la el, am vorbit cu el, am făcut. Aș vrea să vă spun că în situațiile astea, poate că avem de luptat cu ce vorbeam mai devreme, cu lupta dintre blândețea aceea care are de-a face cu hrănirea imaginii de sine sau cu blândețea ca reacția atingerii lui Hristos. Când suntem atinși de Hristos, n-am o mândrie la mijloc pe care să mă calc în picioare. Mă duc pentru că îl reprezint pe el. Și dacă mă primește, am rezolvat. Dacă nu mă primește, am stabilit o punte pe care o pot folosi mai târziu. N-am pierdut absolut nimic. Dacă mă răzbun, dacă îmi salvez imaginea, a cui imagine? Cât de bună imagine la care țin eu? Cum e o imagine să ți-o faci fără Hristos? Ce fel de imagine e una pe care ți-o construiești, dar fără caracteristicile caracterului lui Dumnezeu? De aceea cred că și omenește, Dumnezeu ne-a învățat lucruri bune. Adică și în viața. Nu doar sunt principii impuse, știi? Vreau să fii bun ca să fii în cer. Sunt lucruri pe care nu le impune într-un mod arbitrar Dumnezeu, ci sunt lucruri care mă ajută în relaționare. Sunt punți între noi și oameni. Și cum să le reprezint pe Hristos într-o lume rea, în mijlocul focului, decât prin exprimarea unei blândeți care vine de la Dumnezeu? Chiar acum mi-a venit în minte o experiență scurt, o subliniez. Anul trecut ne s-a întâmplat, noi suntem mutați de curând la casă de vreo 2 ani și avem niște vecini extraordinari. Toți sunt ca într-o familie, chiar ca într-o familie, cu excepția unei singure persoane care este vis-a-vis de noi. Deci vecina aceasta nu am putut să intrăm să relaționăm deloc, pentru că de la început a păstrat distanță și actualul ei prieten a fost încurajat aceasta. De câte ori am încercat, de atâtea ori m-am întâlnit cu un zid. Și m-am gândit, eu sunt acolo ca o mărturie, adică noi suntem ca o mărturie, noi suntem creștini, noi nu trebuie să răspundem la provocările ei. Și a venit fetița și cânta la fluier și câinele ei reacționa la fluier. Deci când ea cânta lung și câinele lătra mai lung și când ea cânta mai scurt și câinele lătra mai scurt cumva. Și ea a strigat pe stregat să înceteze odată, să facă liniște. Și copilul care venea de la apartament, la curte, s-a simțit, omii, nu mă lasă să cânt. Am intrat cu ea, am încercat să o liniștesc, n-am reacționat. Adică am zis, eu sunt creștină, nu reacționez, dar nici nu i-am dovedit că o iubesc. Următoarea săptămână, când fetița a început să cânte și să se bucure, a strigat din nou, să fie liniște. Și mi-am dat seama că ea are o problemă. Și am început să mă rog mult și am zis, Doamne, învață-mă ce pot să fac pentru vecinii noștri, pentru că vrem să avem o relație bună, nu neapărat prieten, dar să avem o relație bună cu ei. Și de Crăciun, în timp ce pregăteam o prăjitură, un gând mi-a spus, du-te și la vecină. Și am exteriorizat gândul meu, mi-a spus la soțul meu, zic, uite ce vreau să fac. Și zice, vezi de treabă că o să reacționeze și mai, și nici nu o să te primească și perioada asta corona, cum te gândești la așa ceva? Și eu am continuat și gândul acesta nu mi-a dat pace. Și când am terminat cu prăjitura, ce credeți că am făcut? M-am dus cu prăjitura, am pus așa frumos pe o farfurie și m-am dus la ei. Era seară, semi-întuneric și el a ieșit la poartă și zice, s-a uitat așa la mine, speriat cu face cu mine la poarta lor și când deschide poarta vede că aveam în mână prăjitura. Și mă întreabă după câteva secunde de tensiune, zice, dar cu ce ocazie? Și am zis, păi, acum suntem în ajunul Crăciunului și suntem aici vecini, ca într-o familie, m-am gândit să vă fac o bucurie și să, în seara asta, să serviți o prăjitură caldă. Și a luat-o, spre surprinderea mea, mi-a mulțumit și a doua zi, întâmplător, am întâlnit-o pe soția lui, care îmi spune, vai, ce bună a fost prăjitura, vă mulțumesc din suflet, cum te v-ați gândit la noi? Uite așa, că suntem vecini și suntem o familie. Și atunci a spus,
Vai, m-am bucurat foarte mult. Zic, mi-am atins scopul acesta, am vrut să vă fac o bucurie. Din momentul acesta, oamenii aceștia s-au schimbat. Nu au făcut decât un gest mic. Restul a făcut Dumnezeu. Dar s-au schimbat și sunt atât de prietenoși încât îi dau slavă lui Dumnezeu pentru că m-a inspirat să fac un gând, să fac un lucru mărunt. Aș îndrăzni să pun în discuție și situația în care nu se rezolvă imediat sau după 2-3 încercări. A fost foarte frumoasă, foarte frumos răspunsul soțului, în care e bine să nu reacționăm, însă omenește, ca să răspund la întrebarea noastră, omenește este totuși imposibil. Strict omenește vorbind. Da. Da? Așa este. Este imposibil. Chiar dacă unii suntem mai răbdători, alții, nu vorbim aici temperamental. Pentru unii mai devreme, pentru alții mai târziu, vine momentul în care se termină răbdările, zicem noi, da? Toată blândețea asta ajunge la un capăt. De ce? Pentru că Biblia vorbește de această continuitate de 70 de ori câte 7. Și stau și mă gândesc, sincer, omenește vorbind, câți am fi în stare de 70 de ori câte 7 să fim blânzi? Nu, eu cred, în mod practic, și asta ca să fie o încurajare pentru cei care ne ascultă și poate spun, voi vorbiți acolo de lucruri care sunt frumoase, dar la mine care am încercat de 10 ori, de 15 ori, de care de 20 de ani încerc și nu se poate, nici cu prăjitură, nici cu... Cred că omenește, este imposibil să fim blânzi. De aceea Pavel spune Hristos în mine. Voi, da. Uneori pot să controlez, pot să mă gândesc psihologic, cum vrei, să mă găsesc, dar sunt ocazii în care blândețea noastră ajunge la capăt. Și atunci, cred că dependența de Dumnezeu, spune Pavel, voi n-ați ajuns încă să vă împotriviți până la sânge, în care îmi încui ușa să zic, acum așa m-aș duce să-i spun, dar nu, Doamne, și mă pun pentru că, Doamne, știi ce a spune, uite, îți spun ție ce a spune lui, că nu mă pot abține. Dar cred că suntem diferiți și cred că nu e bine nici să, cum să zic, să le punem într-o lumină așa de o aureolă, pentru că sunt persoane care luptă de ani de zile și zic, Doamne, dar voi vorbiți acolo ușor, dar eu n-am doar vecini, am în familie oameni care sunt potriva mea de 40 de ani sau de 50 de ani și care nu vor să mă vadă și eu încerc și ei nu vor. Sunt și situații în care omenește, nu există tactică, nu există tehnică, nu, decât dependența de Dumnezeu, în care mă rog în disperare și zic, Doamne, sincer, cum se mai zice, aș pune credința deoparte 5 minute, așa i-a zice, te rog frumos, ia-mă în stăpânire, nu mă lăsa, închide-mi ușa. Da, aceasta este relația cu Dumnezeu, în luptă cu omenescul din noi, dar pe care îl lăsăm să-l zdrobească Duhul lui Dumnezeu, pentru că așa e transformarea. Se poate, dar numai cu Dumnezeu. Omenește, nu se poate. Până la 70 de ori câte 7. Clar, așa este. Nu stă în puterea noastră schimbarea caracterului nostru și cu atât mai puțin schimbarea caracterului altora. Sau relația noastră cu ceilalți nu stă în puterea noastră. Aici e chiar numai puterea lui Dumnezeu. Sunt încă multe lucruri pe care am putea să le discutăm în acest studiu. Uneori tăcerea, așa cum a făcut Domnul Hristos, ajută, zice, în cele mai grele momente ale suferinței, n-a deschis gura deloc, ca o oaie pe care o duci la măcelărie. Deci, eu cred că, așa cum am vorbit despre înțelepciune, blândețea înțelepciunii, Dumnezeu ne va da la momentul potrivit, chiar și atunci când lupți în cămăruța ta cu tine, acolo Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi. Și eu cred că va fi o reușită. Cel puțin nu pot să-l schimb pe el, dar mie poate să-mi dea pace. Și atunci când mă jignește și mă lovește, să nu mai doar. Mai am avut și experiențe de genul acesta. Și cred că sunt mulți oameni care simt lucrul acesta. Aș vrea ca să ne oprim, chiar dacă poate mai sunt, dacă mai credeți că mai este un punct foarte important care nu l-am atins din studiu. Concluzia mea legat de ce a spus dumneavoastră este că, într-adevăr, când vorbim de blândețe, ar trebui să mă axez mai mult pe mine decât pe reacția celuilalt. N-ar trebui să-mi pierd blândețea dacă celălalt n-a reacționat cum am vrut. Exact.
la momentul cum am vrut și am zis, am fost și blând, am fost și răbdător și tot nu s-a întâmplat nimic. Cred că mai puțin ar trebui să mă gândesc la reacția celuilalt și ar trebui să continui să mă uit la mine, la felul în care continui să fiu, iar blândețea este o caracteristică care ține în mod special de mine și de cum eu exprim dragostea lui Dumnezeu, mai puțin de a judeca pe alții și a vedea dacă alții sunt sau dacă alții reacționează așa cum trebuie. Eu cred că dacă avem acest dar al lui Dumnezeu, blândețea, ne va ajuta pe noi ca să ne temperăm atunci când într-adevăr simțim că vasul inimii este gata să explodeze. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile foarte bune și vă aștept cu mare drag în următoarea emisiune. Dragii noștri, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ați urmărit această emisiune și cred că atunci când simțiți că poate este cea mai mare nevoie ca să exteriorizați această blândețe, pe genunchi Dumnezeu ne-a dat această făgăduință că va asculta rugăciunea fiecăruia. Și vă doresc în săptămâna aceasta să experimentați răspunsul la rugăciune pe care Dumnezeu vi-l oferă. Până la întâlnirea următoare, vă doresc o săptămână binecuvântată. La revedere!